Un medic legist de la morga din Strășeni suspecta că ar fi distrus mai multe documente care reflectau activitatea de serviciu, păstra acasă mai multe grenade, gloanțe, arme de vânătoare, pistoale, dar și încărcătoare de Kalashnikov. Polițiștii au găsit arsenalul militar în cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia. Potrivit informațiilor, bărbatul de 59 de ani a fost documentat de forțele de ordine pe parcursul a 4 luni, pe numele său fiind intentată o cauză penală. Toate obiectele explozibile și armele au fost ridicate de către criminaliști pentru a fi supuse expertizării și stabilirea caracteristicilor armelor și munițiilor. Dacă acesta va fi găsit vinovat, vizat fiind în două dosare, cel pentru deținere ilegală a armelor și cel pentru tăinuirea și falsificarea unor documente, cumulat riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.